Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit la un nou minunat episod de Dead by Daylight. Hai să joc drept killer astăzi, mai exact trapperul, pentru că n-am mai jucat de foarte mult timp. Am jucat puțin cu domnul Mike Myers. E cam OP. Clar are nevoie de ceva. Să îl mai nerfuiască puțin. Bă, și poate nu câștigă el în fiecare match, dar chiar se simte OP, știi? Poate să aibă același win rate ca trapperul, de exemplu. Totuși se simte foarte, foarte OP. Cum te prinde el, cum nu poți să fugi de el, cum apoi are viteză de 13 miliarde de ori mai mare ca a ta. Ah, e foarte enervant. Și mă simt murdar. E cuvântul potrivit. Dacă joc cu Mike Myers. Mă simt așa de nedorit în meci. Când mă vede cineva, e like, oh, Doamne Sfinte, încă unul. Și eu sunt like, da, voiam și eu să joc. Ah, ok, te super dacă... Ah, nu știu, mereu am fost așa. Nu prea pot să joc chestii OP fără să mă simt foarte vinovat. Dar astăzi nu voi juca o chestie OP deloc. Trapper cu aceste parcuri și hai să dau create a lobby și apoi să stau cam 10 miliarde de ani până când o să intre oamenii, pentru că de când cu Mike Myers toată lumea joacă drept killer. Minunat! Și din păcate nu am și eu niciun add-on, nimic, dar nu are importanță. Nu uitați, oameni buni, să lăsați și voi un like acestui minunat episod și depinde cum o să meargă meciul, dar poate voi face două meciuri la rând, cine știe. Dacă meciul e foarte scurt și îi bat foarte repede, atunci două să fie. Dacă e foarte greu și intens în fiecare secundă a lui, atunci poate două, vom vedea. Nu uitați că în descriere aveți acele minunate link-uri pe care le puteți accesa către contul meu de Instagram, pagina de Facebook și grupul de Steam și noi... O să ne revedem data viitoare, papa. 10 minute în lobby, 10 minute în loading screen. Jocul ăsta e... așa de inuman, man, așa de inuman. No! Urăsc harta asta, harta asta e urâtă! Uite-te camera cum trece pe după ușă, cel puțin știi ce? Cred că e ok din următorul punct de vedere. Pot să pun capcane pe aici, iar ei n-au cum să... Mai sunt doar 3. Am stat atâtea minute ca să joc 1 versus 3 în loc de 1 versus 4. Oh, Whispers s-au activat. Înseamnă că cineva e pe aici pe undeva. Deși să-mi bat piciorul de văd pe cineva. Ok. Bun, 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 bun. Mapa asta e destul de strâmtă. Deci, Whispers-ul... Opa, opa. Ah, în spate. Ești pe aici, pe undeva, nu-i așa? Arată-te! Ca să-ți arăt și eu arma asta mea. Oh, fuck. Bă, de ce e așa de întunecat, frate? Oare... Oh, God! E super întuneric! Eu văd numai negru aici! Oh, my God! Acolo ești răzdumniecatul, mă. Ia treci tu încoace, fraiere. Treci încoace! Ai fugit, nu-i așa? A, unde fugi? Unde fugiți? Bă, vezi că te văd, mă. Bă, alo, alo. Dude. Dude, fugi. Dude. Dude. Trebuie să fugi dacă te găsesc. Ce faci? Sunt atât de confuz în acest moment. Spune-mi că pot să intru la cârligul ăsta de aici așa și că nu trebuie să ocolesc 10 kilometri. Yes, am reușit. Bun. Motivul pentru care folosesc Unrelenting e că a primit un buff și acum ci că ar fi destul de bun, mai ales dacă îl combini cu încă alt... Shadow Black, drăguț. Încă alt skill care te face să îți revii din lovituri mai rapid. Eu nu am acel skill, am doar Unrelenting, dar orice... chestie care mă face să-i omor mai rapid este binevenită. Crezi că nu te-am văzut, dar de fapt te-am văzut. Ideea e că nu știu unde te-ai dus acum după ce... Ah, hello. Hello. Wait, what? Bă, am ținut apăsat. Oh, ok, ai super lag. Asta explică totul. Tu te duci să-l salvezi pe ăla, ghișe. O să te las să-l salvezi, după care te voi lovi! Foarte interesant! Când vreau să-ți trag una, te teleportezi. Extrem de interesant, într-adevăr.
Da. Și ai pierdut și viteza. Ce bă! Yeah, așa ți trebuie dacă te teleportezi. Ia să te luăm și pe tine să te punem pe un cârlig din apropiere. Sper să-l salveze pe ăla. Vreau și un meci mai lung. Nu de alta, dar nu vreau să fac două meciuri acum că am văzut cât stau în loading screen și în... Fă, tu ai două voci. Bă, nu! Shit, uite-l. De ce țipă de două ori? Se aude atât de ciudat. Ia să sparg eu asta. Întrebarea acum, unde este domnul Jake? Domnul Jake? Domnule Jake, unde te-ai dus? Să-mi bat piciorul. Nu o să-l găsesc, nu-i așa? Da, mă, eu filmez... E, bine că ai salvat-o, faci jocul mai interesant. Sau, eu filmez în 1080p, 60 de FPS. Mă uit pe PC, se vede ok. Sau, aseară mă uitam la un live stream. Și gen... da, asta nu e cu mult mai rapid, dar cred că atunci când îl urmărești pe cineva, orice milisecundă contează. Și la un live stream de Dead by Daylight și pe telefon, bă, se vedea atât de clar. Like, what the fuck? Monitorul meu e stricat că pe telefon se vede cu mult mai bine și bănuiala mea este pentru că, știi, telefonul e cu mult mai mic. Și dacă e cu mult mai mic... tot 1080p-ul ăla fiind compresat arată mai bine așa, mă rog, nu compresat. Stretched ar arăta mai rău. Dar dacă îl micșorez așa puțin... Te-ai lăsat moartă și acum trebuie să mă duc să-l caut pe Jake, care... Da, aparent, el are treabă cu sabotajul, nu știu cum să vă spun, dar el sabotează. Și acum unde s-a dus? Asta este întrebarea. A, uite-l! Uite-l, îl văd pe domnul Jake! Domnule Jake! Stai așa o secundă, vrei să auzi despre martorii lui Jehova? Stai. Nu, vrei să auzi despre mântuitorul nostru? Acum întrebarea e, s-a oprit și s-a ascuns pe aici sau... Ok, deci e beznă total aici. Nu știu pentru că... A, uite-l pe domnul Jake. Crede că nu l-am văzut, dar l-am văzut! Ha, vină cu acel Jake! Oh my god, ai... Ești tratat și bulangiu? Ai pellet. Bă, câte de astea mai ai pe care poți să sari? Încetează, Jake. Lasă-mă să te omor ca să terminăm meciul ăsta mai repede. Jake. Nu, te rog, nu. Nu lovi pelletul ăla, nu. Și de ce mi-am scos eu Brutal Strength? Bă, wait, stai, am Brutal Strength. Ok. Wait, what? Sunt atât de cum... Ah! What? Ce faci? Ah! Asta e ce face omul care nu știe ce să mai facă, scoate lanterna. Asta e mișcarea. E mișcarea pe care o faci când nu mai ai speranță, scoți lanterna. Bă, Jake, stai așa, frate. Jake, te rog, nu mai... Nu mai fă asta, oprește-te măcar o secundă, Jake. Stai o secundă, te poți urca pe case? Sunt atât de confuz, unde s-a dus... Văd... Ah. What the fuck? Unde te urci, mă? Jake! O, ce canapea frumoasă! Mâncă-ți aș gurița ta, ce trandafiri ai pe ea! Hai, Jake, îmi pare rău, frate. Adică... I-am omorât pe toți, dar sincer mă simt foarte prost. Adică mapa asta e de rahat și putea oricine să-i omoare, dar acum am întrebarea e unde, Dumnezeule mare, am eu un cârlig. Mi-ai sabotat cârligele? Really, dude? Mi-ai sabotat cârligele? De ce ai făcut asta? A, uite acolo unul. Eu unde te pun acum dacă tu le-ai sabotat? Ok, domnule Jake. Nu știu exact unde crezi că o să fugi, pentru că nu o să te pierd. O să te teleportez, dar asta e partea a doua. Așa. So, nu o să te pierd. Și nu cred că o să mai ai cum tu să repari singurel un generator ca să se deschidă hatch-ul și apoi se duci la hatch. Întrebarea e unde Dumnezeule mare este. Basementul! Yeah, fix la basement, baby. Ia treci tu pe cârlig. Și hai să mai joc un match, nu de alta, dar ăsta a fost cam aiurea, mai ales că am avut doar 3 supraviețuitori, plus că mapa asta e shitty.
Și pentru că mi-am deschis lampa mea gigantică și mare undeva acolo și în stânga și bate atâta lumină frumoasă acilea, cred că jocul mi se pare mult mai întunecat. Deci dacă nu o să văd pe cineva, mă scuzați, nu este vina mea. Ghiși cine are un memento mori? Și mapa ok, singura problemă ar fi că au folosit un New Moon Bouquet sau ceva... Ideea e că jocul este foarte întunecat pentru mine în momentul ăsta. Ceea ce este minunat, o să facă lucrurile cu mult mai palpitante pentru ei. Pentru mine o să fie 5 minute de teroare, dacă meciul ăsta o să dureze 5 minute. Mamă, dar ce addon mi-am pus! Ce rapid fac chestiile astea, băgăței pe ciorul, știi ce voi face? Voi pune unul și aici, deși... Mamă, să tot pui capcane așa, deși aud pe cineva... Pe undeva, pe aici. Ok, aici nu e, că n-a reparat deloc generatorul. Hai să patrulăm, să vedem pe cine... Hello, vino puțin încoace să-ți arăt marturii lui Iova. Crezi că-mi scapi mie prin păpușoi, mă? Crezi că păpușoii mă opresc pe mine? Am vedere de șoi, mă, când vine vo... Nu te... Nu! Așa-ți trebuie dacă faci de astea, așa-ți trebuie. Ce? Unde te crezi? Știu de Memento Mori, nu o să-l folosesc pentru că nu vreau să știe proștii ăștia că am Memento Mori. O să-l las pe ăsta pe cârlig. Alo, domnul. Știu că o să... Nu veni aici, te rog. Firar mama dracu de butoi! N-am, mă, butoiule, în gâtul mătii de butoi! Săracu! Măr și tu, mă, ca să rămână doar doi... Ok! Te rog, nu scăpa! De ce ai scăpat? Ce ți-am spus eu să nu scapi? Ce tocmai ți-am spus acum, literalmente, 3 secunde? Ce ți-am spus? Să nu scapi! Și tu ce faci? Ai un... e o pasăre, ce drăguț. Afară sunt păsări, dacă nu știați. Sunt ca niște creaturi, dar care au aripi și zboară. Ar trebui să mai ieșiți din casă, bă. Bun, ia treci tu pe cârlig și hai să-ți punem ție un minunat trep aici. De ce nu? Pac, pac! Uite-te la mine cât de bun sunt și nu pot să cred că doi morți, unul pe cârlig. Unul este în viață pe undeva, cine știe pe unde stă ascuns. Dar acum îl voi găsi și pe el. Da, când jucați împotriva unui... Alo. Ok, tu, sincer, s-ar putea să-mi scapi prin păpușoi, că ești cam... Nu o să scapi prin păpușoi. Yes! For men! Și... Îmi pare rău. De ce îmi pare atât de rău pentru tine, măi? Echipă de căcat ai avut, ghinion ai avut... Bă, ăștia, sincer, au folosit ei o chestie de aia pentru cea mai închisă lună ever, știți voi la ce mă refer, la lumină, că e foarte puțină. Dar, sincer, n-am avut nicio problemă să-i văd, interesant. Acum, te rog, mor și tu instant ca să terminăm jocul ăsta, știi, să ne vină mai ușor tuturor. Chiar n-ai de ce să stai acelea pe cârlig. Te rog, mori, te rog. Ce-ai pe cap, mai exact? Uite, iese ceva pe frunte, așa. Pe frunte și pe obraz și pe... De... Ia stai, cum am făcut asta? Uite, bă, ce luci... Uite, bă, ce poți să... Uau, ce șmecher! A, poate... A, e lumina, mă, că eu am o lumină roșie care se vede numai pe ea și nu pe ziduri. Da, am o lumină roșie în față. Pentru că așa au killerii, de ce nu? Deci, ăsta a fost un episod minunat. I-am eradicat pe ăștia în meciul al doilea și în primul m-am descurcat cât de ok. Adică, mai ok de atât ce vrei. Ai omorât 3 persoane pe o hartă de căcat. Erau doar 3, din păcate. Și cred că i-am omorât atât de repede încât de bea am făcut pip, nu-i așa? XD, nu.
Deci, cam atât pentru acest episod. Nu uitați să lăsați și voi un like pentru că aș aprecia foarte, foarte mult și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!